Vă salut! Astăzi fac un videoclip cu iepurașii mei, o prezentare pe rasa fluture german. Mai întâi o să prezint masculii pe alb-negru, pe urmă o să prezint și femelele. Am și câțiva pe albastru și pe Havana, o să-i prezint și pe ei. Pe masa, primul exemplar este în vârstă de un an și 4 luni. L-am achiziționat de la domnul George Octavian din Pitești. Vă salut! Un mascul foarte bun. Mi-a dat niște pui buni. Am decât o serie de pui cu el. Are, ca origine, este de la domnul Sorin Toma. Un mascul masiv, cu dungă groasă, blană bună, desen bun. O să vă arăt ce pui din el. Mai am o femelă montată cu el, cred că a prins. Pe partea asta are un semicerc. Aici am scos un masculaș în vârstă de 4 luni jumate. Este bunicel pe desen. Are două puncte pe partea aceasta. Iar aici tot două puncte. Nu știu sigur dacă va rămâne la mine, dar deocamdată îl țin să văd cum evoluează. Este dintr-o femelă alb-negru, cea care are pui acum, și un mascul tot alb-negru. Al treilea mascul pe alb negru, un mascul din luna februarie. Masculul este scos la mine. Un mascul foarte drag. Mai are un pic de înăpârlit. L-am băgat deja la montă, am montat o femelă cu el. Un mascul cu atitudine bună. Este din părinți. Părinții lui sunt de la domnul George. Aici o femelă din luna martie. Și ea este achiziționată de la domnul
de la domnul George. O femelă cu o blană foarte bună. Un desen bun. Lungă. Am băgat-o la montă cu masculul scos la mine, cu ultimul prezentat. O femelă Janet din luna ianuarie, la începutul lui ianuarie, a fost băgată la montă cu primul mascul. O femelă foarte mare, masivă. Atitudine bună. Mai are un pic de înăpârlit. O femelă în vârstă de 6 luni. O să vă arăt și pe mama ei. Mai am încă o soră de-a ei, pe Janet. Este o femelă foarte frumoasă. O ureche foarte mare. Aici sora femeluței alb-negru. Este un pic mai sperioasă femeluța. Mai are un pic de înăpârlit. Asta este mama femeluței. Femeluțelor al cele două. Asta are și cuibul. Dacă tot am ajuns la ea, o să vă arăt cuibul acum. 5 puișori. Acesta este unul din cei buni. Au un desen bun. Aici altul cu un desen bun. Ăsta e un pic mai încărcat, dar merge. Unul Janet este un pic mai mic decât ăștia pestriți. Și aici ultimul pestriț cu 3 puncte pe o parte și 4 puncte pe
partea aceasta. Vedeți, este o mamă bună, îi alăptează foarte bine. Peșorii au 4 zile. Femela are 3 fătări. Asta este a treia. Am avut 2 cuiburi cu ea și anul trecut. Și ultima femeluță pe negru. O femelă de 4 luni. 4 luni și un pic. Este dintr-o femelă Janet albastru și tată alb negru. O femelă foarte, foarte frumoasă, îmi place mult. Ăștia au fost fluturii mei pe negru. Acum o să vă arăt ce am pe albastru. Un mascul alb-albastru, primit cadou de la domnul George Octavian. Îi mulțumesc foarte mult pentru acest mascul. O să se facă un mascul bun, zic eu. Acum are 5 luni, 5 luni și un pic, cam așa. O femeluță din luna ianuarie. Am băgat-o și pe ea la montă de câteva zile cu masculul de la domnul George Octavian. Am băgat-o la alb-negru până crește masculul de alb-albastru și apoi o bag și la masculul de albastru. Pe albastru nu prea am avut anul ăsta.